Pacea Domnului Isus Hristos! Aș vrea să vă văd zâmbind puțin, măcar puțin la început, pentru că avem motive să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Un motiv este că e sabat, al doilea motiv este că ne apropiem de Sfânta Cină, al treilea motiv este că suntem împreună, nu ne-am văzut mai de mult de vreme, așa că îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Um, pregătirea sufletului pentru întâlnirea cu Domnului Isus Hristos nu este o sarcină ușoară. Cred că este dificilă în sine, pentru că nevoile noastre sunt diferite. Fiecare are sau ar avea nevoie de o abordare diferită în funcție de nevoile și de problemele lui. Din cauza asta am hotărât ca în seara asta să merg pe tema Sfintei Cini. Pentru că Sfânta Cină sau moartea sau Domnul Isus Hristos ca și persoană este răspunsul la toate problemele pe care le avem. Așa că dacă vom studia despre Domnul Isus și despre Mântuitorul nostru, nu vom greși, nu numai că nu vom greși, nu va fi nicio posibilitate ca inimile noastre să nu fie binecuvântate, indiferent de problemele și de căutările noastre. Deci, în seara asta vă invit la un subiect care... Are de-a face cu fascinația pe care Domnul Iisus Hristos ar trebui să o um, răspândească sau să o aducă asupra inimilor și a vieților noastre. Cu alte cuvinte, atracția pe care Domnul Iisus ar trebui să o aibă. Sunt multe lucruri în Sfânta Scriptură care sunt foarte importante, dar toate... Gravitează în jurul aceleiași teme, și anume frumusețea Domnului Isus Hristos, care e capabilă să atragă toată omenirea la sine dacă omenirea s-ar lăsa atrasă. Evident că dacă lucrul ăsta se întâmplă în cadrul omenirii întregi, Cred că lucrul ăsta s-ar putea întâmpla cu atât mai mult vis-a-vis -vis de o biserică întreagă. Deci, ar trebui să ne atragă, este răspunsul pe care îl căutăm de atâta vreme. Ne atrage Isus Hristos la sine. Textul pe care vi-l propun ca și nu doar motou, dar ca și. Studiu din seara asta se găsește în Evrei capitolul 10. De la versetul 19 la 22. Astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă, liberă în locul prea sfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin trupul Său, adică perdea dinăuntru, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat, cu apă curată. Simbolurile curățirii, simbolurile prețuirii și a respectului se află toate în versetul 22. Inimă curată, credință de plină, inim stropite, inim curățite, trupul spălat cu apă curată. Este o adevărată procedură de curățire completă. Nu mai rămâne nimic. Credinciosul, când se apropie de Isus Hristos, când se apropie de Tatăl, de tronul Harului, trebuie neapărat să-și ia timp pentru așa ceva. O curățire completă în toate departamentele vieții lui. Vă rog să observați. Trupul spălat cu apă curată este ultimul lăsat aici. Curăția fizică este extrem de importantă când te apropii de Dumnezeu. Poate te întreb, dar de ce? Ce nevoie are Dumnezeu de lucrurile acestea? Îl lăsăm, lăsăm fără răspuns această întrebare. Um, inimile curățite, de asemenea, de orice cuget rău, la nivelul cugetului, la nivelul conștiinței, această curățire este un act care aparține fiecăruia dintre noi. Ne-am curățit, nu ne-am curățit, mai cugetăm gânduri care ar putea să fie legate de necurăție. Asta ar însemna neîmpăcare cu un frate, neîmpăcare cu o soră, un păcat tolerat în viață, nu știu ce. Mai este ceva care să ne murdărească cugetul. trei Inimile stropite, deci curăț. Le-am luat de la, de la partea de jos a versetului către început. Inimile stropite. Sângele se stropea în sanctuar. Pe perdea, pe coarnele altarului. Dar dincolo de sanctuar, mai devreme de sanctuar, sângele s-a stropit pe ușiorii ușii, de jur în prejur, în momentul în care poporul a trebuit să fie salvat. Fiecare a trebuit să facă lucrul acesta. Ideea care îmi apare aici este că cugetul meu sau conștiința mea ar trebui să fie îmbibată de acest sânge al stropirii. Așa cum ușa era plină de sângele stropit, în cadrul legământului la fel, întreaga mea conștiință, întreaga conștiința noastră trebuie să fie plină de sângele stropirii care zice că strigă mai tare decât sângele lui Abel. Adică sângele, sângele ăsta al stropirii nu este doar un simbol tăcut. Este o realitate care strigă în conștiința noastră pentru și în favoarea crucii și mântuirii lui Isus Hristos. Nu este, nu este vorba că doar conștiința noastră este curată. Conștiința noastră este curată, dar se întovărășește cu sângele ispășirii și acestea împreună formează acea uh, realitate care poate să strige în ființa noastră, în templul nostru, să strige realitatea aceasta a mântuirii lui Iisus Hristos. Se vorbește despre credință de plină. Nu pe jumătate, nu credință mică. Vă aduceți aminte că ucenicii s-au rugat: Doamne, mărește-ne credința. Ei și-au dat seama la un moment dat credința lor este insuficientă, este mică. Aici spune să veniți cu credință, ce fel de credință? Matură, de plină, nu pe jumătate, nu credință de copil. Vino înaintea lui Isus Hristos cu credință de plină, credință de plină în ce? În legătură cu cine? Vino înaintea lui Isus Hristos pentru ca să te ia să te ducă la Tatăl, având credință 100% în asistența aceasta lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de viața ta. E posibil? E real? ca să intrăm în sanctuarul ceresc. Să stăm în fața tronului Tatălui. E posibil. Oricine are gândul acesta se curățește, spunea tot Sfântul Apostol Pavel. Se curățește. Nu se poate să crezi că vei intra înaintea tatălui și să intri oricum. Cei care rămân oricum sunt aceia care încă nu cred că lucrul acesta se întâmplă. Lucrul acesta este posibil. Și atunci ei rămân oricum pentru că nu există această exigență din partea lor. Inima curată. Cugetul este un compartiment, trupul este alt compartiment, credința este altceva, inima este altceva și din câte ați studiat și dumneavoastră, este vorba de emoțiile noastre. Cugetul trimite la conștiință. Inima e în legătură cu ce iubești și ce urăști. Din nou, inimă curată fără fără alterări de vreun fel. Mai aduc în discuție exemplele pe care le-am spus anterior. Știți că pot să apară rădăcini de amărăciune. Tot Sfântul Apostol Pavel vorbește despre asta. Rădăcini de amărăciune. Ai impresia că inima ți-e curată. Dar undeva la nivelul ăla al profunzimii apar rădăcini, încă nu sunt lăstari, încă n-au răsărit, dar jos sunt rădăcini de amărăciune. Și nu te lasă să uiți, nu te lasă să fii liber, nu te lasă să întinzi mâna către fratele, către sora, nu te lasă să să fii deschis. Îți amărăsc viața. Nu numai că ne amărăsc viața noastră, dar ne, ne, ne amărăsc relația cu Isus Hristos. Haideți să, haideți să rezolvăm problema aceasta emoțională care uneori ne ține pe loc. Să putem zâmbi, să putem să fim liberi, să putem să chiar să venim aici ca un popor eliberat de toate frustrările pe care lumea asta le îngrămădește peste noi. Astea sunt, astea sunt condițiile pe care Scriptura, pe care Dumnezeu ni le pune înainte în momentul în care venim înaintea lui Dumnezeu. Însă, ce mă fascinează pe mine, ce mă frământă pe mine, este faptul că niciunul dintre noi nu va putea să vrea să vină înaintea lui Dumnezeu decât dacă îl atrage ceva. Acolo. Dacă îl atrage ceva. În sanctuarul din vechime, acolo unde trebuia să intre credinciosul, nu știu, mai intrau oameni și de frică? Poate că intrau de frică. Își mărturiseau păcatele de frică. Mai este vreun alt motiv pentru care vreun credincios ar fi dorit să caute să intre în locul prea sfânt? În afară de, timp, de, de frică sau de drag? Ar mai fi ceva? Nu știu dacă ar mai fi ceva în afară de asta două. Poftim? Bun, dar de ce să ți le mărturisești? Nu? Ori că ți-e frică și le mărturisești, ori că ți-e drag de Isus Hristos și nu vrei să-L superi. Și atunci pentru amândouă lucrurile vin înainte al Domnului Isus Hristos. Foarte uh rămâne această perspectivă. Domnul Iisus Hristos spune uite, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, versetul 19, ne spune și calea, calea nouă și vie adică Domnul Iisus Hristos și trupul său și ne și dă asigurarea că pe calea aceasta vom întâlni o călăuză, zice că marele nostru preot o să ne iasă înainte și ne ia de mână și ne duce până la tatăl. Că ăsta era rostul marelui preot, nu este altul. Marele preot, este, rolul lui este să parcurgă drumul sângelui de la poartă până în locul tronului lui Dumnezeu. Acolo era zona lui de lucru. Și pe, asta este calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o Domnul Isus Hristos. Când intri din ta, când ieși din tabără de la tine și intri în sanctuar, în momentul acela, îți iese în față marele preot și te ia de mână și te trece pe la altarul de jertfă, unde îl vezi pe Isus Hristos și te întâlnești cu jertfa Lui, apoi te ia de mână și te duce la Ligian și te învață în legătură cu curățirea, ceea ce am spus aici. Nu poți să mergi mai departe, nici măcar o palmă, dacă înainte de asta nu te-ai pregătit prin curățire. Sânge și curățire. Și apoi locul prea sfânt. Dar întrebarea este, bine, Doamne, dar de ce să mă duc? De ce să mă duc la tronul Harului? De ce să mă duc la Tatăl? De ce? Există ceva care să mă atragă. Există ceva care să mă fascineze, să mă duc acolo. Știți? Viața de credință e cam așa. Îți spune satan piedici și cazi. Și te ridici și iară te duci într-acolo. Și iară îți spune satan piedici și cazi. Și nu te lasă să ajungi. Și tu iară te duci acolo. Și în continuu vrei să ajungi acolo. Și te rupți în genunchi în coate. cum poți să ajungi acolo? Și întrebarea este, Valentin, de ce vrei să ajungi acolo? Că ți stă o lume întreagă împotrivă. Îți stă un iad împotrivă. Îți stau demoni împotrivă. Numai să nu te duci acolo. Tu de ce te duci acolo? Asta aș vrea să fie nu descoperirea, pentru că toți știm lucrul acesta, dar aș vrea să fie gândul care să ne renască dragostea noastră pentru Domnul Isus Hristos. De ce vrei să ajungi acolo? Păi vreau să scap de lumea asta rea. Vă voi invita să deschidem cuvântul și în Ioan, capitolul 12, foarte aproape de moartea Domnului Isus Hristos. După ce Maria îi toarnă mir pe picioare, după ce Isus Hristos intră în Ierusalim, în săptămâna asta a patimilor se întâmplă evenimentul pe care îl citim după asta. Versetul 20. Niște greci care se suiseră și ei să se închine la praznic. Este vorba de evreii care erau răspândiți printre greci. Se suiseră să se închine la praznic, iar praznicul era la sfârșitul săptămânii, în ziua Paștelui. Noi știm că Domnul Isus Hristos a fost răstignit atunci de Paștele acela. Deci, veniseră pentru asta. S-au apropiat de Filip și au zis, Domnule, am vrea și noi să vedem pe Isus. este din nou același lucru. Dar de ce vreți să-l vedeți? Care e problema? Curiozitate? Știți că Domnul Isus Hristos, când vorbește despre Ioan Botezătorul, la un moment dat spune oamenilor din jurul său, ce ați ieșit să vedeți la Ioan Botezătorul? Un om îmbrăcat în haine în moi? dacă vreți să vedeți un om îmbrăcat în haine moi, duceți-vă în casele împăraților. Acolo găsiți haine moi, lux, găteală. Duceți-vă acolo dacă vreți curiozitate și spectacol. Duceți-vă acolo. Deci, nu, Ioan Botezătorul nu este unul de aceia, este o trestie clătinată de vânt. Și Mântuitorul îi trimite pe cei ce erau acolo la lupta interioară a lui Ioan Botezător. Vreți să-l vedeți pe Ioan Botezătorul? Nu vă uitați la cei pe din afară. Uitați-vă la chinul lui, la problemele lui, la faptul că este, este clătinat în toate părțile, că bate vântul peste el, îl îndoaie, dar nu îl dezrădăcinează. Și Ioan Botezătorul este ăla peste care trece toată lumea și rămâne în locul acela. Clătinat, dar niciodată trântit la pământ. Din nou, e curiozitate? Ce vreți să vedeți voi, oameni buni? Și Filip se duce cu Andrei și spun lui Isus. Versetul 23, Domnul Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Nu vreau să spun mai mult decât este Scriptura, dar aici proslăvirea Domnului Iisus Hristos făcea trimitere la... La ce? La moartea Domnului Iisus Hristos. așa avea așa, plecarea, să vă spun, că această, această cerință, vrem să-L vedem pe Iisus, face parte din proslăvirea Domnului Iisus Hristos. Este, unul, este una dintre, dintre cele mai frumoase încurajări pe care Domnul Iisus Hristos le-a primit și care îl pregătesc pentru moarte. Rămân întotdeauna... oarecum șocat atunci când citesc mereu și mereu din Cartea Hristos, Lumina Lumii, că în timp ce era Domnul Isus Hristos pe cruce, El aștepta să audă cuvinte de încurajare de la ucenicii Lui. Și n-a auzit. Ucenicii n-au putut să-L susțină. Dar aceste cuvinte îl vor susține pe Domnul Isus Hristos acolo va vedea rodul muncii sufletului său și va fi înviorat. Asta ține de înviorarea sufletului lui. Domn, am vrea și noi să vedem pe Domnul Isus Hristos. Nu, nu e curiozitate. Dar ce e? Mântuitorul, imediat după asta, versetul 24, spune că el este ca un grăuntă de grâu care e gata să cadă la pământ pentru ca să moară și în timp ce moară, moare să aducă multă roadă. Și în final, intră mai adânc în momentul ăsta al răstignirii și mărturisește îmi este tulburat sufletul. La fel ca eu am botezătorul. Clătinat în stânga și în dreapta. Va urma imediat Ghețemaniu, la câteva zile. Tată, nu se poate și altfel. Cât de aproape, cât de frate ne e Domnul Iisus Hristos cu momentele alea în care noi înșine ne clătinăm. Cât de frate. De fiecare dată când simțiți că puterea se duce, de fiecare dată când simțiți că nu vedeți clar drumul, aduceți-vă aminte că vă e frate Domnul Isus Hristos. Că și El a căutat drumul cu cu durere. Și a trebuit să aibă răbdare până când Mântuitorul, până când El va primi de la Tatăl răspunsul final. Și poate că de aici învățăm și noi răbdarea după răspunsul Tatălui Ceresc. În momentul în care el măturisește despre tulburarea sufletului său. El prevede lupta din ghețeman. Vedeți? Versetul 27. El zice, ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Pe înghețeman, tocmai de asta se ruga mântuitorul. Doamne, nu se poate altceva? Și aici spune... Te voi ruga eu vreodată să mă izbăvești? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și arată că Mântuitorul începe lupta asta a care îl face să se clatine cu mult timp înainte. În ghețeman se ajunge la vârf, la momentul de culminare. Dar Mântuitorul a cântărit omul în balanță mult timp. Oare merita ființa umană răstignirea? Suntem noi măcar credincioși acestui legământ de jertfire? Suntem noi măcar curați după ce ne-a curățit el, adică el ne-a curățit prin stropirea sângelui, reușim noi să ne spălăm mai departe cu apă curată? Că sunt două momente speciale. Mântuitorul a făcut lucrul acesta pentru noi la cruce, în momentul în care ne-a spălat cu sângele său. Dar spălarea cu apă, nu cu sânge, ține de decizia ființei umane ca după ce a fost mântuit după ce a fost curățit cu sânge, el să păstreze curățirea prin faptul că se curăță cu apă. Iar simbolul curățirii cu apă este simbolul acela în care credinciosul se ferește să păcătuiască. Luptă să nu fie biruit. Folosește toate mijloacele harului pentru a preîntâmpina ca să mai fie nevoie să fie spălat cu sânge. Nu vreau să spun prin aceasta că noi avem putere să ne curățim de păcat. Nu despre asta este vorba. Păcatul nu poate să fie înlăturat decât cu sânge, dar este acolo și apă. care mă face să primesc o curățire nu de păcat ci de stresul, problemele, lucrurile care abundă în lumea aceasta. Și în final Mântuitorul versetul 28 după ce întreabă Doamne ce o să fac, o să te rog să mă izbăvești, iată rugăciunea lui, Tată, proslăvește numele tău. Și în final înțeleg eu că de fiecare dată când Domnul Isus Hristos trecea prin momentele astea de cumpănă, el își încheia lupta sufletească strigând, proslăvește numele tău. Și această rugăciune era rugăciunea prin care Domnul Iisus Hristos cerea din mâna Tatălui harul de a mântui ființa umană. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos aici spune, când zice proslăvește numele tău, spune, Tată, dă voie să mor pentru oameni. Norodul stătea acolo, a auzit glasul, n-a priceput nimic, unii spuneau, a vorbit un înger cu el, alții spuneau, nu, 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 a bubuit din senin. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Foarte, foarte dureros lucrul ăsta. Dialogul între Tatăl și Domnul Iisus Hristos a fost făcut ca oamenii să audă și să înțeleagă. Oamenii au auzit, dar n-au înțeles. Versetul 16 din capitolul 12 spune în legătură cu pregătirea ucenicilor de data asta. Nic deci ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Isus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ele se împrimisele cu privire la el. Problema înțelegerii e fundamentală. Nici ucenicii nu înțeleg, nici oamenii nu înțeleg. Cine înțelege? Și versetul 31 continuă. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acestea va fi aruncat afară. Și după ce voi fi proslăvit sau înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oameni. Așa se încheie cumva această destăinuire a Domnului Isus Hristos în legătură cu atracția sa. Vorbește despre proslăvirea Lui, este vorbește despre faptul că Tatăl proslăvește, vorbește despre faptul că Tatăl îl înalță, vorbește despre faptul că înălțarea asta se face prin cruce și în final spune, asta a trebuit să atragă toți oameni. Crucea. Răstinirea lui. Moartea lui ar trebui să convingă pe oricine despre o iubire mai puternică, mai adâncă decât tot ceea ce putem pricepe. Fascinația Domnului Isus Hristos este aici, la momentul proslăvirii sale. Este aici, în momentul în care fiecare lovitură de cui, fiecare, fiecare pătimire nu scoate din el decât dragoste. Atât. Nu scoate decât dragoste. Și acum, după ce Mântuitorul îmi vorbește despre asta, mă întorc la capitolul 10 și voi încheia, astfel, fraților, prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul prea sfânt. Același sânge care ne-a iertat păcatele, același sânge ne deschide cerul pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin trupul Său. Acum, cum înțelegeți dumneavoastră lucrul ăsta? Evident, trupul frânt. Sângele ne deschide calea, trupul frânt, dar de asemenea îmi face trimitere la faptul că Domnul Iisus Hristos păstrează încă trup omenesc în momentul în care e mare preot în ceruri. Slujba de mare preot este făcută de Domnul Isus Hristos de atunci în veșnicie, păstrând corpul omenesc, nu carne și sânge, evident, corpul omenesc proslăvit, dar în felul ăsta este regăsit în ceruri. Și mi se spune mie că datorită faptului că ființa umană este reprezentată înaintea Tatălui, el mă poate duce până la Tatăl. Se va întâlni omul proslăvit, Isus Hristos, cu omul păcătos, neproslăvit, Valentin. Dar Valentin este mântuit și este atras și este atras de Isus Hristos, este atras spre Tatăl. Și în momentul în care încep să merg către Tatăl, mi se dă făgăduința. Când va ieși Iisus Hristos înainte, mă va lua de mână ca mare preot și mă va duce El pas cu pas până la șechina nou testamental care, domnul, care este Tatăl. Ei bine, mi se spune că asta este lucrarea Lui și mi se dă asigurarea că după cum Mântuitorul a fost proslăvit la cruce, în felul acesta voi fi proslăvit și eu. Împreună cu El. Mă aștept ca lucrurile astea să se întâmple la Sfânta Cină. Nu, n-am vorbit de lucrurile astea așa, doar de dragul de a face istorie. Mă aștept ca lucrurile astea să se întâmple la Sfânta Cină. Mi-am spălat trupul cu apă curată, așa este? Am făcut-o pe asta. De asta am și început, la, început, la începutul orei, am început cu ceea ce cred că am făcut toată lumea. Ne-am curățit de orice cuget rău. Ne-am curățit de orice cuget rău. Asta este o problemă care ține de exigența noastră, de cât de mult suntem atrași. Dacă vrei să te întâlnești cu tatăl, las-o. Lasă cugetele rele de orice fel. Inimile stropite cu sânge, păcatele date la o parte. Vă rog să observați și cu inima curată, adică nu doar păcatele grosiere doate la o parte, dar spălați-vă cu apă ca la sanctuar, în așa fel încât și celelalte lucruri care nu sunt păcate, dar care țin de frustrările lumii noastre, de problemele noastre, de... Uh, Greșelile noastre, de faptul că ne mâniem prea repede, de faptul că poate că nu facem toate lucrurile cum trebuie, curățați-le și pe asta. Credință de plină că ne vom întâlni cu Tatăl. Credință de plină că ne vom întâlni cu Tatăl. Că la Sfânta Cină nu vom face împărtășania doar, doar de dragul împărtășaniei, dar ne vom întâlni cu El. Că vom avea credința aceasta, dacă lucrul ăsta va fi clar pentru noi, mâine va fi o zi extraordinară. Dimineața zilei de mâine va fi, o, va fi o zi în care cerul va coborî încă o dată pe pământ, iar sufletele noastre se vor întâlni cu cerul. Ni se dă asigurarea că drumul e liber. Ni se dă asigurarea că Domnul Iisus Hristos facilitează această realitate. Ni se dă asigurarea că, eu am zis că ne vom întâlni, dar ni se dă asigurarea că nu cerul va coborâ pe pământ, ci ni se dă asigurarea că noi vom urca în ceruri. O zici? Așa ni se spune. Că vom ajunge acolo. Noi vom urca acolo. Dacă doriți, dacă vă atrage, dacă vă fascinează, dacă credeți, înaintea noastră stă această posibilitate. Ca să avem mâine o experiență cerească în care Domnul Isus Hristos să ne pună masă. În care Domnul Iisus Hristos să ne slujească așa cum ne va sluji când ne va pune masa la a doua venire. Gândiți-vă la lucrul ăsta. Lăsați-vă proslăviți. Lăsați-vă să gustați ceva din, 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 din momentul acesta extraordinar. Și cerul se va deschide. Și întâlnirea de mâine, sau din sabatul acesta, va rămâne cu adevărat un eveniment care ne va uni cu cerul. Nu-l vom uita niciodată. Ăsta este legământul lui cu noi. V-aș invita să ne rugăm pentru asta. Vă invit la rugăciune. Tatăl nostru, în numele Domnului Isus, stăm înaintea ta, citind scriptura și încercând, Doamne, să o aplicăm la experiența acestei sfinte cine. Împlinește-ți, Părinte, planul. În dorința ta ne-ai spus că drumul e pregătit. Că marele preot stă gata să ne ducă față în față cu Tatăl. Că Tatăl Însuși ne așteaptă. Rămâne, Doamne, să hotărâm cât de atrași suntem pentru această experiență. Rămâne să hotărâm noi cât de mult ne dorim cerul față de Pământul acesta. Te rugăm, lucrează în inima noastră această dorință inegalabilă după cer. Construiește în viața noastră, Părinte, această dispoziție de a ne întâlni cu cerul și de a considera lucrul acesta ca fiind o parte din proslăvirea noastră. Și așa cum o mireasă dorește să se gătească frumos ca niciodată la fel, fă, Doamne, ca biserica ta și noi să dorim proslăvirea noastră asemenea unei grăteli frumoase pe care cineva o dorește cu toată ființa lui. Ajută-ne să dorim acest eveniment. Fă posibil în viața noastră cu ocazia aceasta. Și, Doamne, ne mai rugăm pentru pregătirea noastră. Ajută-ne, Părinte, să nu ne pregătim doar cu trupul, din faptul că l-am spălat cu apă curată. Ajută-ne să ne pregătim cu cugetul. Stropește-l, Doamne. Îndepărtează păcatele din mintea noastră. Pregătește-ne cu inima stropește-o și îndepărtează păcatele de la nivelul acesta. Curățește-ne, Doamne, și de celelalte lucruri care ar putea să ne împiedice, și mărește credința în viața noastră. În legătură cu credința, ajută-ne ca chiar să dorim ca să ne întâlnim cu Domnul Isus Hristos și cu Tatăl. Lăsăm această rugă, rugăminte înaintea ta, împlinești-o și de o tu cu această ocazie de cină. Amin.